parcul drumul Tabere. Haideți să vă arăt pista biciclistică din parcul drumul Tabere. Cu denivelare de vreo 10 metri diferență. Imitații de corturi de la partide șmechere care mimează comunicarea cu publicul. Teren de joacă închis pe motiv de pandemie. Reducem viteza ca aici împărțim terenul, trotuarul, pietonii. Avem și bicicliști amatori, începători și fete cu trotinete. Și asta e pista biciclistică cu buclă. În ambele direcții, cam îngustă pentru două sensuri. Dar dacă nu ai viteză mare, poți să supraviețuiești și de la întâlnirea cu alergătorii, de la întâlnirea cu bicicliști, trotinetiste, chiar dacă merg câte 2-3. Aici trebuie atenție că intersectăm un drum pietonal. Aici schimbăm vitezele. Dar s-a schimbat cam sacadat. Trebuie să o schimb din timp. Asta a fost dealul. Aici e plin de populație pentru că au și bănci pe marginea trotuarului. Deci trebuia gândit cumva să nu se amestece apele. Oamenii care stau pe bănci riscă să fie acroșați de bicicliști. Aici la vale e mare pericol, totuși copiii vin și se dau pe aici cu skateboard, cu patine, biciclete sau iată cu cărucioare pentru bebeluși. Cam asta e jumătate din pista din parcul drumul Taberei. Dar eu am treabă la biserică. Și caută jandarmerie la biserică. Interesant. Scriu procese verbale celor care erau fără măști la biserică, probabil. Interesant.